Deci noi avem monitorizarea telefonelor de la ora 2, când el intră în Brașov, și până la ora 12 a doua zi. Știm de asemenea că în momentul în care apare Bona la ora 48, el stă foarte puțin și spune să pregătească hainele copilului și la ora, aproximativ la ora 12 pleacă din Brașov cu copilul la Pitești. Deci noi avem traseu acestor telefoane. Îi rog pe telespectator să se uite cu atenție la acest traseu și să observe un lucru extraordinar de simplu. Iată, la ora 2:08, 45 de secunde. Deci 2:08, 45 de secunde. Avem prima poziție înregistrată, nu este nici măcar un punct în semnarea mea pe această radiogramă. Este totul din informațiile de la SRI. Să vadă și colegul de la cameră că e incomodat de tableta mea. Deci, avem aici prima poziție, ora 2:08. Observăm, eu o să mă duc cu această foaie, vă rog să vedeți aici, avem cea de-a doua poziție la ora 8:48, când vine Bona. Aici era și locuința lui Cristian Cioacă, în zona aceasta. Aici era locuința lui Cristian Cioacă, da? Și a treia poziție o avem la ora 11:57. Vă rog să observați că de la ora 2, de când el a venit în Brașov, până la ora 48, nu există o altă poziție intermediară a lui Cristian Cioacă. Deci, acum știm, cu informații venite de la Serviciul Român de Informații, acum știm că până la ora 48, Cristian Cioacă, sau mai exact, ca să dăm un pic satisfacție și celor cărcotașilor care nu cred nici măcar în informații oficiale, telefoanele lui Cristian Cioacă nu s-au deplasat. Pentru că se poate spune, a lăsat telefonul acasă și a plecat cu Elodia în spate, încercând să găsească noaptea un loc unde s-o ascunde el atât de bine, încât să nu o găsim noi nici după 7 ani. Lucru foarte puțin probabil, dar asta este cu totul altceva. Avem însă această informație oficială, existentă la dosar, că între orele 2:30, pentru că la 2 intră în Brașov, la 2:30 știm că a intrat în casă. Asta este o chestiune certă pe care chiar procurorul Iacob a spus-o de la început, pentru că altfel n-avea cum să o omoare pe Elodia în casă, normal. Deci de la ora 2:30 până la ora 8:48, el nu iese din casă cu telefoanele, cel puțin. Acum, aceste telefoane, fiind de fapt pe numele Elodiei Ghinescu, înregistrate la cabinetul său și pe baza urmăririi generale din 2006, urmăririi operative din 2006, este clar, avem această dovadă, este la dosar, Cristian Cioacă nu avea de unde să știe că soția lui era urmărită operativ, că atunci nu mai era urmărire operativă, să fim serioși. Deci nu avea de ce să se ascundă. Și el n-a putea foarte bine, în varianta că el ar fi ucis-o și tranșat-o, să nu se ferească, să iasă cu telefoanele la el și să o ascundă pe ea odată. Și am fi aflat locul unde obiectele din gripă și așa mai departe. Dar evident că sunt foarte multe semne de întrebare și marea ciudățenie pe teoria lor este de ce pe ea a ascuns-o atât de bine și de ce obiectele, ca să revenim la scrisoarea lui adresată mie, de ce obiectele din râpă au fost lăsate așa la vedere. Nu? Ar fi o greșeală impardonabilă pentru un criminal care, mă rog, candidează la crima perfectă în varianta lor. Și Cristian, dacă îmi dai înainte de citit din scrisoarea doamna Bărăță, care cunoaște foarte bine de asemenea acest dosar, acest caz, a sesizat un lucru extraordinar. Că atât în rechizitoriu, dar și în sentință, se precizează faptul că aceste obiecte ar fi fost aruncate în două tranșe, în două zile diferite. Acum, logic măcar, dă-mi arunca niște haine, niște poze, nu știu ce, al doilea set, tot acolo. Mă întreb puțin, da, ca să precizăm faptul că acestea sunt fotografiile din dosar. Sunt fel și fel de obiecte, iată, găsite în râpă. Fotografii, da, din dosar, ca să înlăturăm orice suspiciune. Sunt exact fotografiile din dosar. Și acum să și comentăm, dacă vreți să vedeți măcar prima parte, prima pagina 3 și, mă rog, prima parte, sfârșitul, sunt toate aici cele șase pagini ale scrisorii, nu știu unde să le arăt ca să se vadă. La camera numărul 3. Ca să se înțeleagă că nu inventăm aici nimic. Este adresată mie scrisoarea, se vede clar.
Și să începem să, pentru că timpul este scurt, exact, să spunem, prima dată se referă la covorul din baie, care aduce în lumină ipoteza plantării lor, adică a obiectelor din râpă, toate acolo. Ridicat pe 11.09.2007 prin procesul verbal din apartament și găsit la 8.10.2007 în râpă, este recunoscut de martora SL, martora SL fiind menajera, nu? Da. Ca fiind cel în cauză, adică cel din baie. Însă martora, și asta este foarte important, declară în fața judecătorului, deci la cercetarea, cercetarea judecătorească, că în acea baie exista un singur covor de baie, ceea ce aruncă în derizorul susținerea procurorului Iacob, adică că existau două covoare de la același fel în apartament. Ei, descoperirea este făcută chiar de domnul Spânu, care a vorbit de aceste două covoare și procurorul Iacob a spus, am greșit, noi o să refacem, este o eroare judiciară, o să o refacem, n-au refăcut-o nici până acum. Povestea este extraordinar de interesantă și întâmplător, chiar noi doi suntem legați de această poveste. Eu am publicat în Cotidianul, după această anchetă formidabilă, au fost două luni de foc pur și simplu să iei tot dosarul și să alegi paginile care parcă spuneau ceva, și împreună cu doamna Barat am descoperit această chestiune uluitoare, că în ziua de 5 septembrie acest preș este fotografiat în baia de lângă dormitorul celor doi soți, jos, și întâmplător într-o poză apare acest preș. Cel care face expertiza acestor fotografii din dosar din toată acea perioadă se numește dascălul. Omul acesta era îndreptățit să spună pe 5 septembrie apare acest preș în baie, dar în poza respectivă. Pe 11 septembrie este găsit de către polițiștii care făceau percheziție în mașina de spălat, îl identifică dascălul foarte clar, și pe 8 octombrie, deci aproape peste o lună de zile, este găsit în râpa de la Brașov, așa cum se vede și în fotografiile de pe ecran. Și cum a ajuns în râpă? Dascălul avea tot dreptul să spună, dom'le, iată o identitate perfectă, un preș în 11 septembrie și apoi în 8 octombrie, pentru că el nu avea un document fundamental, dar pe care procurorul aveau. E vorba de procesul verbal din 11 septembrie, prin care procurorii au ridicat acest preș din apartamentul lui Ciocă și din momentul ăla n-a mai fost la îndemâna lui Cristian Ciocă. Și atunci, dacă tu pe 11 septembrie l-ai luat și l-ai depus probă în dosar, dacă tu nu mai aveai preș, atunci cum îl duceai preșul să-l arunci în râpă? Există o singură variantă, să-l fi furat de la procurori, să-l fi luat din magazia de probe de la parchetul general și să-l arunci în râpă. Procese verbale pe același covor. Imediat după ce am publicat acest text în Cotidianul despre preș, Cristian Levant are un dialog cu Marius Iacu, cu procurorul, și ne poate spune exact ce a declarat. Da. Și el îmi spune că a fost o greșeală, mi se pare, chiar am aici undeva, dacă nu am, la urmă noi nu contează, că vă spun din ce mi-aduc aminte, a spus că a fost o greșeală în rechizitorul pe care ei o să o refacă și că sunt două preșuri în dosar. Dar menajera, eu am fost în sală la termenul respectiv și menajera a întrebat explicit, vă rog să ne spuneți câte preșuri din acestea, și i s-a arătat planșa preșului respectiv din dosar. Și a spus, unul singur, în baia de lângă dumneavoastră. Nu știu, acum vă dați seama că ea știa cel mai bine, poate, că doar toată ziua... Este un martor important, exact. Așa cum ea a fost casă și plus că ea era cea care le punea la spălat de jură și zugrăveala din apartament, pentru că de asemenea este o mare discuție în legătură cu faptul că el și-ar fi zugrăvit apartamentul ca să acopere urmele de sânge. Bun, a fost și povestea cu testul acela făcut cu aparatul minune, cel care depistează petele de sânge, nu? Este clar că oamenii au avut o rea intenție să demonstreze lucrul ăsta. În instanță chiar s-a întâmplat ceva, că au consemnat greșit că el a zugrăvit, deși el spusese că n-a zugrăvit și a pus să se reaudieze caseta. Dar același investigator extraordinar, domnul Spânu, vine și demonstrează că această zugrăveală în două culori exista încă din 2005 în apartament. Eu am găsit această fotografie dacă putem să lărgim puțin cadrul,
să lărgim puțin cadrul, pentru că în partea de sus a fotografiei se observă, dacă vedeți. Deci o diferență, e un roz ceva. De la ușă în sus este mai închis. Un așa, da. Și alb de la tocuși da. În jos. Și vă rog acum să, dacă poate camera să focalizeze în partea din stânga jos, unde este data realizării acestei fotografii, și aici. Să observați că este realizată în 2005. Deci și în 2005 peretele era vopsit în două culori. De ce spun asta? Pentru că procurorii zic, a apucat acum, după ce au omorât-o pe Eludia și era peretele plin de sânge, a zugrăvit, dar a zugrăvit numai până la ușe. Deci este în două culori, deci clar a zugrăvit mai, el. Mai mult Cioacă a venit cu martorii în instanță, cu această menajeră, cu Bona, care trebuie de asemenea să fie reaudiată, cu alți prieteni de familie, chiar cu un zugrav, care Zugrav a recunoscut că a zugrăvit în 2005, iar Bona a spus că n-a simțit mirosul de vopsea, o vopsea proaspătă. Așa, el vine și chiar ne spune aici că la un moment dat în casă s-au găsit urme mari de praf sub pat. Ceea ce înseamnă, demonstrează că el nu a făcut curat. S-au găsit și fire de până ale Elodiei. Da, exact. În data de 11, chiar, deci un om seama, care vrea să 5, șteargă 5 urmele... 11, când au venit la cercetare la fața locului, în zona de care vorbesc ei acum, că s-ar fi petrecut crima și peretele era plin de sânge, în acea zonă au reușit să ia chiar fire de păr. Uitați ce spune, de jos, de pe ideea zugrăvirii pereților, spălat, normal ar fi existat. Ascultați-mă să citesc din scrisoare, ideea zugrăvirii pereților este contrazisă de martorul BM, care nu a observat urme de zugrăveală, nici miros de vopsea lavabilă și de asemenea stratul de praf de sub pat. Cât despre cele două culori în care este zugrăvit perete între baie și dormitor, fotografia din 2005 depusă și ele, adică asta, depusă și ele la dosar, fotografiile, pardon, la dosarul cauzei, atestă că acest zid a fost zugrăvit încă din 2004 în acest mod, lucru care este susținut și de unul dintre zugravi. Încă un element, dacă tot suntem la capitolul acesta, Cristi Levanta, ai acolo o fotografie în care se vede plinta murdară. Acesta este un argument. Este celebrul loc unde ar fi căzut Elodia și i s-ar fi scus sângele. Nu, asta e fotografia realizată în camera copilului. Uitați că este chiar copilul lor, dar am hașurat fața să nu poată fi identificat. În locul unde este pe ecran exclusivitate, dacă poate camera să se deplaseze un pic, o să observați, uitați, plinta este murdară de zugrăveală. De ce este, vedeți, uitați-vă cam cum am analizat noi aceste probe din dosar. În dosar, în rechizitoriu, se spune, întrucât în dormitor plinta era murdară, iar menajerul ar fi spălat, ar fi bregat, dacă ea n-ar fi fost anterior, dacă ar fi fost anterior curată și murdărită doar după ce a zugrăvit el în grabă, această murdărie n-ar mai fi existat astăzi, în 2012, reține s-a făcut asta. Ori noi prezentăm din dosar acea fotografie pe care a arătat-o Cristi Levant, care este realizată tot în 2005 și plinta aceea era încă murdară. Probabil s-a impregnat foarte tare și nu... Da. Plinta asta trecem, cred că și la alții. Să trecem la o altă probă cheie. Este vorba de celebra uniformă de polițist despre care și care va fi vizionată miercuri. Deci, practic, miercuri ar fi o zi importantă, crucială, să zicem așa, pentru caz. Pentru că se va viziona cu ușile închise sau nu știu în camera exact, de consiliu. În camera de consiliu. Filmul de la benzinărie din seara de 29 pe la ora 9, mi se pare, a ajuns el acolo, a făcut schimb de tură și era îmbrăcat într-o anumită uniformă de polițist, uniformă care spun procurorii că ar fi fost găsită în râpă. Uniforma de polițist găsită, acum citesc din scrisoare, uniforma de polițist găsită în râpă, frumos împachetată, ridică alte semne de întrebare în ceea ce privește sângele de bovină descoperit la analize, cât și în ceea ce privește urmele de sol găsite pe ea, care diferă de solul existent în acea zonă. Deci sunt două, deci cel puțin, mari semne de întrebare, plus că era o uniformă de vară. Acestea amănânte sunt precizate de laborator. Exact. Dacă vrei să comentezi asta, Ioan, pentru că este important această probă cheie, este foarte important. Da, telespectatorii văd acum pe ecran fotografiile judiciare din dosar, așa cum au fost realizate în momentul în care au fost găsite în râpă. Și uitați cât de ce banale sunt aceste obiecte. Această bavetă, dacă putem să facem un stop aici, ar fi extraordinar. Vă rog să observați că pe baveta respectivă era inscripția Thursday. Ei bine, baveta, uitați-o, vedeți, are inscripția Thursday.
Avem imediat avem și aici două fotografii. Vă rog să observați că vă arată Cristian Levant acum. Vă rog să observați aceste două fotografii. Cea din dreapta ecranului este cea din râpă, scrie Tuesday, cea din stânga, unde apare doamna Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, are absolut aceeași bavetă. Acea fotografie însă este realizată la Râșnov, în casa mamei Elodiei Ghinescu. Am analizat toate fotografiile din albumul familiei. Nu sunt la dosar, nu știu, poate le-au depus ulterior la dosar după ce am publicat acest material. Și am observat că niciodată babețica aceasta cu Tuesday nu apare nici la Pitești, la părinții lui Ceacă, deci nici la Brașov. E posibil să fi făcut parte din hăinuțele micuțului care erau la bunica din partea... Am identificat tot setul unde se afla. Două existau la Râșnov, la mama Elodiei, două existau la Brașov, celelalte patru, trei, persoana care nu are nume ziua pe ea, erau la Brașov. Deci, este logic că în momentul în care copilul sta și la părinții lui și la părinții ei, e clar că i-au lăsat două bavete acolo cu care avea grijă de băiețel. Exact. Dar aceasta, Tuesday, nu apare decât la Râșnov, în casa familiei Ghinescu. Pentru a sugera într-un fel, dacă vreți, exact. Și o variantă de exact. Unde totuși proveneau probe. Pentru a demonstra această ipoteză că obiectele din râpă puteau proveni de la familia Elodie, de la familia Ghinescu, mă rog, probabil în colaborare cu procurorii. Ce vedeți acum, și s-a spus mult timp că era sângele Elodie Ghinescu, laboratorul a demonstrat și este la dosar asta, de fapt este sânge de bovină. Da. Ceacă spune așa, de remarcat că în perioada septembrie 2004-decembrie 2004, apartamentul din Brașov fiind în reparație, am locuit efectiv la Râșnov, la socrii mei, mutarea pe acea perioadă fiind făcută cu tot cu haine. Pe ecran era chiar acea uniformă. Da, este bine să ne uităm, este foarte important acea fotografie. Mai ales că va face obiectul de analize la camera de consiliu. Că ar fi fost murdărită în mod intenționat, nu? Fiindcă nu știu cum ajunge... Nu, stai să vă spun, cu o săptămână înainte am mai fost găsit o plasă în râpă, apropo lui Lazaru spunea că abanare. Ei bine, o să-i arăt chiar în seara asta, dacă vom avea timp, o să vă arăt articolul din ziarul Monitorul de Brașov, în care apărea în ziua de 1 octombrie, deci cu o săptămână înainte de apariția acestor probe zdrobitoare, s-a mai găsit o plasă plină cu haine pline de sânge. Ei bine, toate acele haine aveau urme de sânge animal. Da, dar de asemenea s-au găsit acolo și niște bonuri, niște facturi ale unor bijuterii cumpărate de Elodia pentru familia ei, pentru frate și pentru mamă, probabil pentru tată. Ea a mers prima dată la Râșnov și pe urmă a ajuns acasă. Probabil că a lăsat acolo, ca să nu știe soțul, acele bijuterii și facturile respective. Și Ceacă chiar spune că dacă el le-ar fi văzut, niciodată facturile din bijuterii, pentru că aș fi întrebat de unde a avut banii să le cumpere. Deci ar fi întrebat o chestie asta. Deci el spune că n-a văzut niciodată asta. Da, să facem o precizare, chestie, să înțeleagă și telespectatorii. În Dubai, Elodia a fost cu sepepistul ei Cristian, dar soțul știa că este cu o prietenă ei, Dana Munteanu, care locuia în Brașov. Cristian Cioacă afla abia după dispariția Elodiei, căutându-o pe Dana Munteanu, cu care pusese în Dubai, s-o întrebe, dom'le, ce s-a întâmplat ceva în Dubai, că mi-a dispărut femeia de acasă? Ea de fapt îi spune, dar n-am fost eu în Dubai cu ea. Și el abia acum afla acest lucru. Ei bine, vă dați seama că factura de la bijuterile din Dubai n-ar fi putut să apară în fața lui Cristian Cioacă, obiectele respective nefiind pentru el. Și alte două lucruri foarte, foarte interesante ca analiză a cazului făcută chiar de cel acuzat. Modul în care s-a desfășurat cercetarea la fața locului, adică în casă, din 11.09.2007, unde toată lumea venea și își dădea cu părerea, ușa apartamentului fiind larg deschisă, atmosfera de clacă, care a fost foarte bine organizată, modul în care au fost ridicate probele, fără a fi sigilate, pentru ca ulterior să apară sigiliile, ce probe și obiecte s-au ridicat, creează alte semne de întrebare. Covorul din portbagaj, atenție, din portbagajul autoturismului, care, deși fusese analizat cu dispozitivul Polylight și nu prezenta urme, a fost ridicat și el de un criminalist care a plecat cu el sub braț. Cu covorul, deci vă dați seama ce cercetare la fața locului s-a făcut acolo. Și s-au descoperit două picături de sânge la pedum. Și acum ajungem la proba care îi place foarte mult domnului Spânu. Faptul că am fost scos din apartament în timpul desfășurării cercetării la fața locului din 11 ianuarie 2007, plimbarea mea prin Brașov în acest timp,
martorei TE, indicându-se ideea că lipsește un cuțit și prosoape, fără ca acestea să fie căutate în apartament, trebuie de asemenea lămurite. Deci el a fost scos o oră, două de acolo și se presupune că dacă au fost 40 de oameni, fiecare a luat câte un obiect, asta ca ipoteză de lucru, și le-a pus într-un sac, combinat cu ce-au mai luat de la Râșnov și pe urmă le-au aruncat în râpă ca să acuze pe el. Dar în ce privește cuțitul, Ion a descoperit și acel cuțit lipsă chiar în casă, dosar. În dosar, la un moment dat, ei fotografiind cele patru cuțite de aceeași dimensiune. Da, e foarte important să spunem ce cu dispariția lui din apartament în timpul percheziției. Deci s-au prezentat poliției și în apartament, ordinul de percheziție, niciun fel de problemă și le-a pus apartamentul la dispoziție. Era un casă undeva la 15 persoane, ceea ce oricum era un număr mare. Cu martorii respectivi și ai lui Cristian Cioacă și un martor ales de către procuror din bloc. După ce a început această percheziție, Nicolae Ursu, unul dintre polițiști, Nicolae, de ce îi spun numele? Pentru că este și cel care a primit cererea de dispariție a Elodiei și care primește mail-ul de care vorbeam înainte de emisiune, nu o să avem timp asta să vorbim despre el, el este omul care a primit practic prima hârtie de dispariție a Elodiei. El a fost desemnat de cel care coordona toată percheziția să plece împreună cu trei polițiști și Cristian Cioacă la un alt apartament al lor în Brașov. În mod normal, închizi ușa, sigilezi, faci percheziție unde ai nevoie sau te duci a doua zi și te întorci. Ei bine, acum se întâmplă evenimentul de care toată țara a auzit în acești 6 ani. Cristian Cioacă pleacă cu cei trei polițiști. Nu mai ajung să verifice în apartament pentru că unul dintre polițiștii îi se face foame. Și zic, hai Dumnezeu să mergem să mâncăm ceva. Se duc la un restaurant, Peperoni, ca să se știe că știm exact despre ce vorbim, la restaurantul Peperoni din Brașov și acolo mănâncă șaurme. Dar mănâncă doar doi dintre polițiști, un polițist și Cioacă nu mănâncă. Deci Cioacă era acum, deși fusese la percheziția lui, acum era martor la îmbuibarea unui polițist. Îi mănâncă șaurme. Și acum Cristian Cioacă l-audie declarația lui la dosar și confirmată de unul din martori de țineți și spune, la un moment dat îl aud pe unul dintre polițiști la telefon, cât să-l mai țină, o oră, o oră jumate, e în regulă șeful. Și el intră în la bănuieli. Sună repede la cel pe care îl desemnase martor din partea lui la percheziție și care era în apartament. Ce se întâmplă acolo? Pentru că l-am auzit pe polițist vorbind cu cineva, vorbește cu cineva din casă și zice, păi Cristi, pe mine m-au dat afară din apartament, eu sunt afară și fumez. Se întorc cei patru în apartament și în momentul în care intră în casă, în casa lui, unde se petcuse între timp percheziție, polițiștii îi spune, vină în dormitor să-ți arătăm ceva ce am găsit. Ce credeți că arată? Picăturile de sânge. Deci așa au apărut picăturile de sânge în apartament, deși în data de 5, tot o echipă de investigatori, cum declară Nicolae Ursu, dotați cu aparatură de cercetare a urmelor de sânge, etc., veniseră în casă și nu găsiseră nimic. Bun, ca să tragem o concluzie, Cristian Levan, fiindcă nu mai avem mai mult de un minut la dispoziție, vor fi sau nu luate în calcul aceste probe pe care voi le-ați Dacă nu vor fi, cazul va rămâne cu multe semne de întrebare și probabil va fi redeschis la revizuire, Cioacă cu siguranță, dacă va fi condamnat definitiv și revocabil la Curtea Supremă, ceea ce eu nu cred, va câștiga din mers la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru că ei s-au încălcat foarte multe drepturi, iar această anchetă este o rușine, cel puțin până acum. Promite, poate, că de acum încolo va decurge normal, foarte, după cum arată judecătoarea. V-am rămas dator cu povestea acestui cuțit. Haideți să arătăm cele patru cuțite. Repede, de tot vi le arăt foarte, și foarte telespectatorii scurt. O să vadă. În partea de sus a imaginii, aici, vedeți, este un cuțit care se află lângă chiuvetă. Dacă să rămână camera așa și o să încerc să ridic pagina, iată, în partea de jos, în sertar, observați trei cuțite. Da? Cred că aici undeva, da? Sunt trei cuțite în sertar. Trei și cu unul de deasupra, patru, numai că Bona, când vine Bona, acest cuțit dispare. Acesta este cuțitul care dispare și cu care se presupune că Elodie a fost tăiată. Numai că acest cuțit n-a fost fotografiat de mine, ci chiar de către anchetator. Mulțumesc foarte mult, mai multe detalii mâine în ziarul Ring. Exact. Să le spunem telespectatorilor că această carte pe care am scris-o în 2011, chiar se numea Elodia, acum devine doar prima parte pentru că cea de-a doua să apară foarte curând și cu probele din dosar. Mulțumesc mult, publicitate, revenim și cu alte subiecte imediat, rămâneți cu noi.